cu jocuri, cu răpupu. O planetă cu magie, cu prințese și pitici, unde toți ar vrea să fie, și cei mari, dar și cei mici. La 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 la. Suntem aici, pe planeta Clounela, cei mai buni amici. Pe planeta Clounela, cu toții cântăm. Pe planeta Clounela, mereu ne distrăm. Pe o planetă colorată, plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela, te fac să zâmbești. Mirabela, eu cred în povești. Și Zorela, hai să fim cu mine. Suntem aici, pe planeta Clounela, cei mai buni amici. Pe planeta Clounela, cu toții cântăm. Pe planeta Clounela, mereu ne distrăm. La 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 la. Pentru că de partea asta ecranului sunt eu, Clounela, cu o nouă poveste. Da, am pregătit povestea și e una plină de pufoșenie și e tare drăgălașă și e plină de îmbrățișări. Cui plac îmbrățișările? Ia să vedem, cui plac îmbrățișările? Îmbrățișați foarte repede pe cineva pe care aveți acum aproape de voi. De exemplu pe mama, sau pe tata, sau pe fratele, sau pe sora, bunica, bunelul, pisica, cățelul. Eu am să-l îmbrățișez pe prietenul meu, ursuleț. Ursuleț, vino aici să ne îmbrățișăm și noi. Uite așa. Și voi, vă îmbrățișați? Dacă nu aveți pe nimeni alături, luați o jucărie și îmbrățișați-o strâns, 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 strâns. Iar eu, Clounela, tare am să mă bucur să vă dau un îmbrățișet imediat după ce vă abonați la canalul nostru. Așa e, ursuleț? Hai să zicem. Abonați-vă chiar acum la canalul nostru ca să știți când vine următoarea poveste. Eu, ursuleț, vă pup! Și abia aștept să aflu povestea plină de îmbrățișări. Hai, îi așteptăm până apasă pe butonul abonează-te. Da? Hai să-i așteptăm. Numărăm împreună până la 10? Iar ei se abonează? Hai! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai uitat ce vine după 6? 7, 8, 9, 10! Cred că s-au abonat, așa e? Tu unde o să stai? Stai aici lângă mine? Bine! Și ascultă atent povestea! Și voi, așezați-vă comod și haideți să vedem despre ce este povestea de astăzi. Pentru că se numește Îmbrățișează-mă! Dis de dimineață, pe măsură ce soarele se ridica deasupra grădinii zoologice, animalele începeau să se trezească din somn. Toate în afară de Bu, lorisul. Ca toți lorișii, Bu dormea pe timpul zilei. Așa că dimineața de-abia se pregătea de culcare. Dar unde era mămica lui? Bu nu putea să adormă fără îmbrățișarea specială de nani bun a mămicii lui. Îngrijorat, Bu
O căută din ochi pe mămica lui, dar nu o zări nicăieri. Așa că Bui făcuse o vizită leului. Am nevoie de o îmbrățișare, îl anunță Bu pe leu. Cu mare atenție, leul îl ridică pe Bu cu laba lui voinică și... l-a îmbrățișat de mama focului. Oh, mulțumesc, leule, izbuti Bu să mai spună, dar îmbrățișarea ta este prea păroasă. Așa că Bu a mers mai departe și a întâlnit-o pe girafă. Am nevoie de o îmbrățișare, a strigat el în sus girafei. Girafa se opri din ce făcea, își încolăci gâtul ei lung în jurul mijlocului lui Bu și îl îmbrățișă și îl ridică în aer în același timp. Oh, mulțumesc, girafo, înghiți în sec Bu, trăgând cu ochiul din înalt către pământ. Dar îmbrățișarea ta este prea înaltă. Bu a coborât și a mers mai departe. Așa că Bu a mers să-l vadă pe pinguin. Am nevoie de o îmbrățișare, îl informă Bu pe pinguin. Pe data, pinguinul își lăsă deoparte micul dejun, adică erau niște peștișori acolo, și a întins înotătoarele, trăgându-l la peptul lui pufos pe Bu. Oh, mulțumesc, pinguinule, se strâmbă Bu, ținându-și cu o mână de nas, dar îmbrățișarea ta este prea mirositoare, miroase a pește. Îți mulțumesc, dar merg mai departe. Așa că Bu merse să-i ceară ajutorul canguriței. Am nevoie de o îmbrățișare, îi spuse când cangurița trecu în salturi pe lângă el. Fără să se oprească, cangurița îl ridică într-o clipită pe Bu din iarbă și îl ținu în brațe în timp ce sărea de colo-colo. Mulțumesc, canguriță, gângăvi Bu în ritmul țopăielilor ei. Dar îmbrățișarea ta e mult prea săltăreață. Atunci cangurița s-a oprit și l-a pus pe Bu jos pe pământ. Bu obosise și avea acum nevoie de o îmbrățișare de nani bun, mai mult ca oricând. Am nevoie de o îmbrățișare, i-a spus el papagalului. Papagalul continuă să cârâie. Își întinse aripile colorate în lături și îl prinse la pieptul lui cu pene înfoiate. Mulțumesc, papagalule, se plânse Bu, dar, văleu, îmbrățișarea ta este pur și simplu prea scomotoasă. Ce-ar fi să-l rog pe ursul polar, s-a gândit atunci Bu. Am nevoie de o îmbrățișare, oftă Bu când ursul polar își apropie chipul prietenos. Cu mare băgare de seamă, ursul polar își deschise brațele și îl îndesă pe Bu în blana lui albă și mătăsoasă. Mulțumesc, ursule, făcu Bu cu ochii chiorâși, dar îmbrățișarea ta este prea orbitoare, pentru că ursul polar e foarte mare, iar Bu era foarte micuț. Ce avea să se facă săracul Bu? Era timpul să meargă la culcare și totuși nici urmă de mămica lui și nici pomeneală de o îmbrățișare de nane bun exact cum trebuie. S-a îmbrățișat cu elefantul, dar era o îmbrățișare prea zbârcită. S-a îmbrățișat și cu crocodilul, dar era o îmbrățișare prea colțuroasă. Cu șarpele s-a îmbrățișat, dar era o îmbrățișare foarte strânsă. Cu maimuțica s-a îmbrățișat, dar era prea gâdilicioasă. Cu gorila s-a îmbrățișat, dar era foarte largă îmbrățișarea. Și cu foca s-a îmbrățișat, dar pentru că foca iubește să stea mult în apă, îmbrățișarea era udă. Am nevoie de o îmbrățișare care e... Și chiar atunci Bu simți niște brațe cunoscute, moi și călduroase, care îl învăluiau. Care e exact cum trebuie, a exclamat bucuros Bu.
Dormi liniștit, Boo, îi spuse mămica lui în timp ce îi dădea cea mai iubitoare, cocolitoare și exact cum trebuie îmbrățișare de nani bun din lumea întreagă. Și Boo a adormit liniștit pentru că a găsit cea mai bună îmbrățișare. Eu știu care e îmbrățișarea voastră cea mai bună. Mergeți și voi acum și îi dați mamei o îmbrățișare, așa, pur și simplu. Și șoptiți-i la ureche, mami, te iubesc și îți mulțumesc. Eu îți mulțumesc că ai fost alături de mine și am să îți mulțumesc de 1000 de ori dacă o să pui chiar acum like. O să comentezi dacă ți-a plăcut povestea și dacă ai fost să-i dai mamei o îmbrățișare și să distribui și prietenilor tăi această poveste. Iar eu, Clounela, te aștept și mâine și poi mâine și în fiecare zi aici pe canalul nostru. Pa, pa! Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. De cu zori și până noapte voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată că o să ne jucăm.